Președintele ales al Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, anunță faptul că dacă totul va decurge conform planului, primul bebeluș se va naște în noua maternitate a Timișoarei, singura construită de la zero în ultimii 50 de ani. De asemenea, este unul dintre cele mai importante proiecte medicale de până acum din județul Timiș. Sorin Grindeanu a făcut primul pas pentru a se ajunge astăzi aici. Piatra de temelie a fost pusă de Călin Dobra, iar lucrările le-a continuat Alin Nica, cărora trebuie să le mulțumim pentru eforturile depuse, a transmis Alfred Simonis. De asemenea, Simonis a vizitat alături de profesorul Dorel Sândesc și echipa de la Spitalul Județean, noua clădire a maternității Bega, acolo unde au stabilit pașii care trebuie făcuți în perioada următoare. Totodată s-au obținut autorizațiile necesare funcționării, au pornit procedurile de mutare în noua maternitate, iar în în scurt timp totul va fi funcțional.